Despre sisteme educaționale, despre libertatea de a dărui, despre oameni care îi fac pe oameni să se simtă oameni. Despre lucruri pe care le facem împreună pentru a ne fi mai bine. Astăzi vă donăm din sufletul nostru o speranță pentru a ne fi mai bine. Alături de mine, în această zi minunată, o avem pe doamna Andreea Helsten din Helsinki. A venit tocmai din Helsinki să ne spună cum e acolo, sistemul educațional, să ne spună acolo cum sunt oamenii acolo, să ne vorbească despre asociația Together for Better, să ne spună despre proiectele sociale pe care le face, despre proiectele educaționale, despre donații, foarte multe lucruri interesante. Salut, Minile, bine ați venit alături de noi! Bine v-am găsit, bună ziua! Doamna Andreea, în primul și în primul rând aș vrea să vă întreb, de ce tocmai Helsinki? Da, viața m-a dus către Helsinki, deoarece căutam o soluție pentru a integra copilul de 6 ani într-un sistem educațional, el având elemente din spectrul autism, și am ajuns să aleg Finlanda, fiind un sistem educațional care a permis integrarea lui în societate. Să înțeleg că sistemul educațional românesc deloc? Sau încet și acest sistem educațional românesc se axează și pe probleme? Din punctul meu de vedere, deloc nu ajută și nu sprijină această integrare. Ce ați găsit acolo și nu ați găsit aici? Da, este o întrebare puțin mai ciudată. Acolo ați găsit totul, aici n-ați găsit nimic. Da, este sprijinul pe care îl acordă sistemul acestor copii. Modul în care îi integrează. Nu sunt neapărat școli speciale. Au clase în școli normale și acești copii sunt integrați într-o școală normală. Cu clase numeric mici, sunt 10 copii în clasă, 8-10 copii în clasă, cu 2 profesori. Copiii sunt fericiți, învață, își fac prieteni. Este altfel. De când ați plecat din România? Acum 7 ani. Și această asociație Together for Better, ați făcut-o acolo sau ați făcut-o de când ați plecat din România? Am făcut-o acolo. Este un proiect nou. Am înființat-o acum un an. Din dorința de a ajuta și a împărtăși experiențe, a pune oameni împreună, a crea legături. E la nivel internațional această asociație sau este la nivel național în Helsinki? Știți de ce vă întreb? Pentru că ați spus că sistemul educațional de acolo, de unde sunteți dumneavoastră, din Helsinki, este foarte bine pus la punct și are grijă de copii și este un sistem aerisit și un sistem care are grijă de oameni în general. Considerați că această asociație pe care ați format-o dumneavoastră cu sufletul, până la urma urmelor, îi poate ajuta pe copiii de acolo sau pe copiii din România? Sau pe toți copiii din lume? Eu sunt convinsă că pe toți copiii. Și nu numai copii, tineri, adulți. Vrem să creăm proiecte la nivel cultural, educațional, social. Nu ne axăm neapărat pe educație. Da, educația este foarte importantă și pe mine mă interesează foarte mult acest domeniu pentru că formăm viitorul prin educație. Dar sunt și alte domenii în care cu siguranță găsim pârghii de a face schimburi, de experiență, și a îmbunătăți ce se întâmplă în jurul nostru. Din toate punctele de vedere și ei pot să învețe atât de multe lucruri. Dacă vom face un proiect, îmi doresc foarte mult să facem cu România, schimb de experiență, ei vor veni și sunt convinsă că vor pleca mult mai bogați, vizitând România, intrând în contact cu țara, cu oamenii, vor pleca cu altă imagine asupra României și asupra multor altor probleme de viață. Oameni care încearcă să rezolve problemele de aici din România. Da. Spuneați că vreți să faceți proiecte. Câte proiecte ați făcut până acum? Am avut în Ghana proiect, în India, iar acesta este următorul în România și nu ultimul, cu siguranță nu ultimul.
Ați avut probleme în momentul în care ați venit să implementați acest proiect în România? V-au ajutat autoritățile? Vă oferă sprijin autoritățile centrale, locale, județene? Nu contează. Ați găsit uși deschise la autorități? Este anevoios și încerc să nu... Încerc să nu bat la prea multe uși din punctul ăsta de vedere, pentru că nu este deschidere. Și rezolvăm lucrurile prin oameni și cu oamenii care își doresc să facă aceste activități. Nu... Aceste activități, până la urma urmelor, făcute de oameni pentru oameni. Da, da, nu neapărat da. Pentru copii, pentru da. Copii cu probleme. De nu, oameni nu. Pentru oameni. Exact. Pentru că, așa cum spuneați și înainte să intrăm, să înregistrăm acest material, spuneați despre faptul că aveți proiecte sociale, aveți proiecte educaționale, faceți și donații. Da. Până la urmă, sunteți o asociație unde s-au adunat... Câți membri sunt? Noi suntem 43 de membri. Deci este o asociație care a adunat 43 da. De oameni da. Ca să ajute milioane de oameni. Da, da, da. Și într-adevăr reușim. Suntem puțini, dar reușim. Și nu ne axăm doar pe România. Sunt atâtea locuri în lume unde e nevoie. Și e nevoie poate de o informație, nu neapărat de bunuri. Adică dacă vrei să ajuți, cu siguranță poți ajuta. Efectiv, doar dacă iei specialiști din Finlanda, în domeniul educațional, și faci schimb de experiență și duci într-o țară unde e nevoie de anumite informații, cum reușesc ei să integreze acești copii, să îi facă să-și dorească să vină la școală, care este metoda, hai să vedem cum facem. Este o informație, nu e nevoie de... Și uite, faci fericiți atâția copii dintr-o școală. Povestiți-ne un lucru care v-a făcut să plângeți. Ah, dar sunt... Și după sunt aceea multe. Să vă gândiți la un lucru care v-a făcut să zâmbiți și care v-a făcut să mergeți înainte. Să ne spuneți o povestioară în care, nu știu, ați avut... fără să vreți, v-au dat lacrimile. Doamne, dar sunt foarte multe. Sunt foarte multe. De unde? Din România? Din, de oriunde. Acel moment care v-a făcut să spuneți trebuie să continui, trebuie să merg mai departe, îmi doresc să ajut oameni pentru că povestea asta. Da, sunt, de exemplu, în Africa copiii care nu aveau apă, deci nu au apă. Pentru toate ei... că nouă ni se pare un lucru normal să ai apă. Da, da. În România sunt atâția copii care pot fi recuperați, copii cu autism, și stau în anumite centre sau în școlile speciale unde, din punctul meu de vedere, nu au nicio șansă. Dacă ar avea pârghiile necesare și cadrul adecvat, ar putea fi indivizi normali și adulți integrați. Asta mă doare foarte mult. Sunt suflete, sunt zeci de sute, mii de suflete care ar putea avea o viață normală, însă modul în care societatea funcționează și sistemul funcționează le taie orice șansă. Poate o să pară un pic cam dur în momentul în care o să spun chestia asta, dar v-ați gândit la un sistem educațional și pentru părinți? Asta e o întrebare de nota 20. Da. Copii. Da. Știm cu toții cum sunt copiii. Da. Au probleme. Nu e vina lor. Nu e vina nici părinților până la urma urmelor. Așa a dat Dumnezeu. Dar ar trebui totuși, din punctul dumneavoastră de vedere, sau vă gândiți la un moment dat să faceți și un sistem educațional pentru părinți? Este necesar, este atât de necesar. Va fi un proiect cu siguranță minunat, pentru că de acolo pornește totul. Trebuie schimbat foarte mult mentalitatea în care astfel să ajute copilul. Părintele are multe de schimbat. Da, și după aceea societatea.
Da, da. Ușor. În ansamblu ei. Dar părintele cu siguranță nu va fi o mare problemă în a schimba, pentru că își dorește, toți părinții vor și sunt deschiși în achiziționa, în a schimba ceva. În general sunt deschiși. Dar în societate e greu. Cu sistemul e mult mai greu. Am înțeles. La sistem e greu de umblat. Trebuie să umblăm un pic și la sistem. Da, umblăm. Noi nu. Fiecare în dreptul lui face câte ceva și așa se schimbă. Și de acolo pornește. Și uite, așa ajungem să schimbăm lucruri. Cât suntem de micuți, începem, facem noi, dacă ne dorim, putem schimba. Bine, până la urmă și puzzle-ul, în momentul până să faci un puzzle, până să termini un puzzle, începe cu o piesă mică. Da. Și de da. La piesa respectivă mergi mai departe. Da, de asta da. Mă gândeam și la asociația Together for Better. Ce v-ați propus de acum încolo? Îmi doresc să facem mai multe proiecte cu România. Și am găsit aici, în Săvinești, am găsit, nu știu, proiecte minunate care se doresc a se dezvolta și vreau să facem parteneriate în ajuta și a sprijini ceea ce au început cei din Săvinești. Și în domeniul educațional îmi doresc foarte mult, pe schimb de experiență, să trimitem specialiști, să facem și între studenți, voluntariat. Cum da. Sunt oamenii de acolo, din Helsinki? Adică sunt, dumneavoastră ați plecat simple. Acum 7 ani. Dumneavoastră ați plecat da. Acum 7 ani. Aveți o experiență de viață în România. În momentul în care ați ajuns acolo, care a fost impactul? Vi s-a părut normal cum se poartă oamenii din Helsinki sau vi s-a părut normal cum se poartă oamenii din România? Știți? Mă refer la societate în sine. Da. Atâta timp cât o viață întreagă ești obișnuit într-un mod, când intri într-o societate normală, e greu. Pentru că, nu știu, începând de la modul în care îți rezolvi problemele, dacă ai nevoie de ceva, în instituții până la sistemul educațional, totul e diferit. Nu, totul e diferit. Dacă și este, nu este ușor să te integrezi într-o societate în care... Normală. Da, da. Nu este ușor. Este greu. Pentru că vii dintr-o societate în care lucrurile funcționează diferit. Diferit. Dar funcționează. Da, da. Funcționează diferit, ați funcționează, spus. Da. Funcționează diferit. V-ați mai întoarce în România? Cu siguranță. De tot? Nu pot. De tot nu pot. Dar România e parte din mine. Am aici locul meu. Voi veni, vin des acasă. Îmi doresc foarte mult. Iubesc locul natal și îmi doresc foarte mult să fac... Să aduc un aport, să fac, nu știu, din toată experiența mea acumulată de peste tot, de unde am fost și mai ales din Helsinki și din, să aduc ceva în locul în care am plecat. Ceva fiind din diferite de domenii, nu neapărat social, cultural, educațional, da, să creez pârghii. Noi vă urăm succes! Mulțumesc, succes, mulțumesc multă mult. Baftă și să dea Dumnezeu lucrurile pe care le-ați început să ajungă exact acolo unde trebuie și poate veți schimba, poate zic, deci este o speranță, încă da. Mai este o speranță să schimbați ceva la nivel național. Eu sunt convinsă, dar lucrurile încep să se schimbe, sunt multe, am văzut... inclusiv și din și prin mass media, televiziune, sunt emisiuni care efectiv ajută foarte mult, de acolo un pic, de acolo un pic, de acolo un pic, la un moment dat cu siguranță lucrurile vor merge spre bine, pentru că nu vom lăsa să se întâmple altfel. Cât de cât în momentul în care ați plecat de acum 7 ani, cât de cât se vede o îmbunătățire a societății în România. Și vorbesc de societate, nu vorbesc de parte politică, absolut deloc. Da, nu, se vede. Și vin tinerii, vin generațiile tinere care au alte mentalități, au energie, au putere, sunt minunați. Vin tineri, avem tineret bun. Eu am mare încredere în ei. Fac lucruri frumoase.
Mulțumim din suflet că ați fost alături de noi. Mulțumesc și eu. Și mult succes în continuare. Să ne revedem cu multe proiecte frumoase. Să dea Dumnezeu. Mulțumesc.